Mai sunt doar câteva zile până la conferința Națiunilor Unite privind schimbările climatice. Va avea loc la Glasgow de pe 31 octombrie și reprezintă a treia întâlnire a membrilor ONU. Însă summitul a fost precedat de un scandal. Asta după ce mai multe țări au cerut către ONU să altereze raportul care va fi prezentat, anunță BBC. Arabia Saudită, Japonia sau Australia au solicitat Națiunilor Unite să minimalizeze nevoia de a renunța la combustibili fosili. Summitul ar fi trebuit să aibă loc în urmă cu un an, însă a fost amânat din cauza pandemiei. Totuși au apărut avertismente. We soon will have the big climate change COP meeting in Glasgow, where we're expecting maybe 25,000-30,000 people. Certainly, there will be about 4,000 negotiators there. I think that's going to be a massive potential rollout of the disease. It's a viral factory to put all those people together from 197 nations of the world. Între timp, există companii care luptă cu poluarea într-un alt mod decât prin trecerea la energia verde. Climeworks tocmai a inaugurat într-un oraș din Islanda cea mai mare fabrică pentru înlăturarea emisiilor de CO2. Asta în condițiile în care oamenii de știință au avertizat că înlăturarea combustibililor fosili nu va fi suficientă. Trebuie să curățăm tot ce am stricat în ultima sută de ani. We inaugurated the Orca plant up in Iceland this week. We basically assembled the whole community of carbon dioxide removal and direct air capture here in Zurich. It was really an inspiring event. A lot of people showing and explaining, telling about action they have taken, a lot more momentum than we saw a year ago or even before that.